auzit, mai avem în câteva zile, rămâne să întâlnim noi partidele și grupul Leancă și să sper să găsim o soluție, un consens, așa încât anul ăsta să închem cu toate problemele care le avem și să pășim sănătos în anul viitor. Da, cu cine despre ce ați discutat concret? Păi e aceeași problemă care avem. Cine să desemneze premierul? Nu, nu-i formula hotărâtă între noi încă. Unii au varianta lor, alții varianta lor. Noi, liberalii, vrem guvern. Și Crăciun fericit pentru oameni. Când vă întâlniți? Vedeți că sunt de ajuns încă câteva zile, dacă până acum totuși nu v-ați înțeles. Of, nu prea cred, dar totuși vreau să întâmple lucrul ăsta. Când vă întâlniți din nou? Să vedem, mă, cușim de aici, o să ne sunem, o să vedem. Dar despre candidaturi concrete ați discutat nu, astăzi? Nu, nu. Domnul președinte, ieri începul statului a anunțat că s-a văzut cu ambasadorii cărora li s-a plâns, ați văzut de presiuni din partea anumitor structuri oligarhice, presiuni care se face asupra... Și ce mă întrebați pe mine? Ce mă întrebați pe mine? Domnul președinte, să vă răspundă. Dacă a spus, a fost comunicat, l-am văzut și eu, să întrebați, domnul președinte. Nu vă îngrijorează acest lucru? Dar nu mă îngrijorează. Orice discuții care avem între noi nu trebuie tratat ca presiune. Uh-huh. Suntem diferiți, dumnealui are un drept, noi avem alt drept, dumnealui desemnează, noi votăm, așa că trebuie să fim deștepți ca să trecem pe situație, așa încât să avem guvern și să începem a ușura viața cetățenilor. Ieri în Parlament, domnul Cetraru a prezentat un grafic în care arăta partenerii penale, Partidul Liberal este locul 3, nu, cred că cei care au fost la noi cu dosare trecut la partidele lor și noi nu prea avem. Cam așa au trecut la noi, au trecut la PLD 21 și